Nu știu dacă ați observat lucrul acesta, că există oameni buni care pleacă de vreme din viața aceasta, mor tineri. Și există oameni răi care trăiesc o viață lungă. Și atunci parcă ar fi o nedreptate în Dumnezeu. Așa le se pare unora. La drept vorbind și mie așa mi s-a părut. Dacă ați ascultat mărturia mea personală de credință, o veți găsi la link aici. Am povestit acolo. Mama mea a murit la vârsta de 39 de ani și eu aveam 9 ani. 39 de ani. Mama mea a fost o femeie excepțională și ea a fost foarte mult abuzată de către tatăl meu, tatăl nostru, și atunci eu eram cu mare supărare în inimă. Și dacă până la vârsta aceea de 9 ani, din acel puțin care l-am auzit eu despre Dumnezeu, am crezut în existența lui Dumnezeu. Apoi după asta, pentru mine a fost o lovitură puternică în credința mea, pentru că eu în mintea mea de copil m-am gândit, dacă Dumnezeu ar fi existat, atunci posibil ar fi murit tatăl și mama ar fi rămas ca să se îngrijească de noi. Pentru că în concepția mea, în înțelesul meu, mama era foarte bună și tatăl era opusul. Și așa era în casă, totul era. Când eram cu mama, era viața atât de frumoasă și plăcută. Și când venea tatăl, toate lucrurile se schimbau, erau cu totul, cu totul, exact totul devenea invers. Și iată, am trecut prin gânduri, prin felul acesta de gândire, prin ispita asta, dacă o putem numi așa, că este o ispită. Și atunci, dacă privim omenește, din perspectiva omenească, dacă privim numai pentru viața aceasta, parcă e o nedreptate totală și parcă ar fi nedreptate în Dumnezeu, dar nu este așa, dragii mei. Viața aceasta, în lumea aceasta, este o mică, mică parte a realității. După ce plecăm din viața aceasta, există viața de după mormânt, există viața veșnică. Și iată, lucrurile trebuie numai decât privite în ansamblu. Că nu se încheie aici, există viața veșnică și oamenii buni, atunci când pleacă din lumea aceasta, ei pleacă în împărăția lui Dumnezeu. Despre lungimea vieții noastre pe acest pământ, este scris în Biblie că este ca un abur care se arată puțintel și apoi piere, indiferent. Indiferent că ai trăit 10, că ai trăit 15, că ai trăit 30 de ani, 40 de ani, sau că ai trăit 80, 90 sau unii 120 de ani, oricât n-ar fi, este un abur care se arată puțintel și apoi piere. Un abur comparativ cu veșnicia. Chiar vreau să vă sfătuiesc, ori de câte ori veți ridica capacul de la cratiță când pregătiți mâncare, să vă gândiți la imaginea aceasta care mă uitați, vă cât se arată aburul, puțin tel, se arată și apoi pere. Ei, uite, atât este lungimea vieții. Așa că nu, din perspectiva veșniciei, 10, 15, 20, 30, nu știu, 100 de ani, nu schimbă absolut nimic din perspectiva veșniciei. Un lucru să-l cunoaștem însă bine, că oamenii buni pleacă în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii buni în sens care au crezut în Domnul Iisus Hristos, nu după cum îi catalogăm noi așa, oamenii care au crezut în Domnul Iisus Hristos din toată inima. Pentru că oameni buni cu adevărat nu există, așa scrie în Scriptură. Toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oamenii care au crezut în Domnul Iisus Hristos din toată inima lor și au intrat în nou legământ, oamenii care au fost mântuiți prin credință în Domnul Iisus Hristos, au experimentat nașterea din nou, oamenii aceștia merg în împărăția lui Dumnezeu. Și iată, Dumnezeu tocmai ne-a dat timpul acesta pe pământ aici ca să luăm decizii. Asta e cea mai importantă decizie pe care trebuie să o ia un om. Și dacă a luat decizia aceasta, atunci este bine. Oamenii care nu-L acceptă pe Dumnezeu, indiferent cum se cataloghează ei pe dânși, răi, buni și așa mai departe. Vedeți, noi omenește așa, îl socotim pe unul mai rău, pentru că totdeauna în comparații, comparăm cu unul cu altul. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, toți au păcătuit, toți oamenii au păcătuit și toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea. Și dacă un om n-a crezut în Domnul Iisus Hristos, dacă n-a intrat în nou legământ cu El, dacă n-a experimentat nașterea din nou, omul acela merge în locuința morților, merge la pierzarea veșnică. Acum, când a murit un om care a crezut în Domnul Iisus Hristos,
ți-a murit un om apropiat, ți-a murit cineva, este important ca noi să nu uităm cine este Dumnezeu. Este important atunci când ai pierdut o persoană dragă să te gândești că persoana aceasta dragă nu ți-a aparținut ție, persoana aceasta ți-a dat-o Dumnezeu, a fost un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat persoana aceasta să te bucuri, indiferent persoana ți-a fost soț, soție, mamă, tată, copil și așa mai departe. Dumnezeu ți-a dat persoana aceasta și ți-a dat o anumită perioadă, ți-a dat ani să te bucuri de persoana aceasta. De aceea trebuie să fim mulțumitori. În Biblie spune mulțumiți pentru toate lucrurile. Păi cu atât mai mult oameni dragi, oameni de care ne-am bucurat mult în viața aceasta, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să avem o atitudine frumoasă de mulțumire că i-am avut pe oamenii aceștia. Dacă omul acela a crezut în Domnul Iisus Hristos, să-i mulțumim lui Dumnezeu că i-a descoperit Evanghelia și despre omul acela avem pace și liniște în inimă. Putem avea pentru un om care a crezut în Domnul Iisus din toată inima, el a mers în viața veșnică. Și atunci când pleacă un astfel de om, avem liniște, putem avea liniște în inimă, putem avea bucurie. Mai greu este atunci când pleacă cineva care nu s-a împăcat cu Dumnezeu și l-a respins pe Dumnezeu. Da, acolo avem motive de întristare mari, dar în același timp să ne amintim că Dumnezeu este suveran. El hotărăște totul, nu noi hotărăm. Și atunci când noi lăsăm să crească nemulțumirea asta în inima noastră sau lăsăm doliu să transforme, să fie pentru restul vieții doliu, nu, lucrul ăsta îl superă pe Dumnezeu, pentru că asta înseamnă că noi nu acceptăm suveranitatea Lui. Este bine să privim la realizările acelui om. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare din noi ca să trăim spre slava Lui. Aici, pe pământ și în veșnicii, să trăim spre slava Lui. Nu sunt prea mulți oameni care își trăiesc viața aici, pe pământ, spre slava Lui. Unii oameni, într-un timp scurt, ei se realizează pentru Dumnezeu frumos. Ei trăiesc puțin. Iată, mă gândesc acum la pastorul Lucian Tabac, care cu 2 săptămâni în urmă a plecat la Domnul. Și omul acesta, el s-a realizat de plin pentru Dumnezeu, a trăit 40 de ani, la vârsta de 40 de ani a plecat, dar el a trăit o viață așa frumoasă. Am făcut un video despre viața lui, o mărturie, vă invit să ascultați video ca să cunoașteți mai mult despre el. Dar omul acesta s-a realizat pentru Dumnezeu, în ai lui 40 de ani, cât i-a trăit pe pământ, s-a realizat. Alții însă, chiar și fiind copii de Dumnezeu, și-au trăit o viață lungă, dar au umblat după fleacuri, după lucruri de nimic și nu s-au realizat pentru Dumnezeu. Iată, la aceea trebuie să le pară rău, că au plecat din viața lor, să le pară rău, că au plecat fără să-și fi trăit viața pentru Dumnezeu, fără să fi realizat. Acum întrebarea e de ce cei răi trăiesc mult? Și pune cineva, de ce Dumnezeu nu-i strânge, nu-i pe ăștia răi, care ei chiar fac rău? V-am zis că toți suntem răi din perspectiva lui Dumnezeu, dar noi, omenești, așa ne uităm că unii sunt mai răi decât toți răi, nu știu cum să zic, mai răi, extrem de răi, când ei numai de rele se țin, de lucruri grave, lucruri care sunt pur și simplu un chin pentru oameni despre care spune Biblia că atunci când mor ei, apoi se bucură întreaga cetate, când mor astfel de oameni. Deci că la moartea lui Stalin, în lagările de concentrare, tot mult timp nu anunțau că a murit Stalin, dar pe urmă în lagările de concentrare au anunțat și au scos pe toți arestanții, i-au scos, care au fost băgați acolo de Stalin, mulți, cu jumătate de țară băgat-o tot în lagări de concentrare, și zice, i-au scos din barăcile astea lor și i-au aliniat pe toți. Și acolo, în Siberia, unde erau ei, le-au ordonat să scoată cușmele din cap. Deci în sens de doliu pentru Stalin. Și zice, ei le-au scos și au început așa, pe neobservat, să le arunce în sus, le aruncau în sus, că ei se bucurau. Rușii aruncă în sus cușmele când se bucură tare. Deci scot cușma când a murit cineva, dar o aruncă în sus când se bucură. Și ei, zice, le-au scos. Și așa, pe neobservat, ei le aruncau în sus pentru că ei se bucurau. Au fost siliți să arate tristețe, dar ei aveau bucurie pentru că omul ăsta le-a pricinuit multă durere și nu doar lor. Bun, dar deci despre oamenii aceștia răi, care noi vedem răi și totuși Dumnezeu îngăduie ca oamenii ăștia să trăiască mult. Și unii își pun întrebarea, de ce Dumnezeu îi rabdă așa mult pe oamenii aceștia? Iată, la 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, spune așa, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Cum cred unii?
ce are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Vedeți, Dumnezeu vrea niciun om să nu moară, ci toți să vină la pocăință. Deci Dumnezeu, îndelunga lui răbdare, în îngăduință, în alt loc în Scriptură, îi spus și tu, omule, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungi răbdarea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Așa că aici iar este bunătatea lui Dumnezeu care îi îndeamnă pe oamenii aceștia să vină la pocăință. Dar scrie acolo mai departe, cumpetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Asta este inima Dumnezeului nostru. El vrea ca nimeni să nu moară, ci toți să vină la pocăință. Deci dacă ai pierdut o persoană dragă, ești foarte apăsat de ea. Te înțeleg. Pentru că, îți spun, am trecut la vârsta de 9 ani, am trecut prin cea mai mare durere care a fost, posibil, cea mai mare tragedie din viață s-a întâmplat acum. M-a afectat așa de mult, cred că până azi încă am urmări de la ce a fost. Da, uite, am 49, au trecut 40 de ani. De atunci, dar cred că până azi încă sunt anumite lucruri. Te înțeleg foarte bine ce spui, dar încetează să fii supărat pe Dumnezeu. Eu am încetat, când am deschis Biblia și am început a citi Biblia, eu am încetat să fiu supărat pe Dumnezeu și n-am mai avut nicio supărare. Ba invers, i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să o cunosc pe mama mea. Sunt atâția oameni care nici nu-și cunosc mama. Ba mai mult, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să petrec timp cu mama mea. Eu am amintiri frumoase despre mama mea, dintre acei 9 ani de zile cât am trăit cu ea, dar am amintiri frumoase despre mama mea și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu ne-a părăsit o singură zi în viață. Trecând prin probleme mari, totdeauna ne-a înconjurat cu bunătatea lui. În primul rând, m-a pus în viața mea, mi-a dat 3 surori excepționale care s-au îngrijit foarte frumos de noi. Dumnezeu ne-a dat o relație foarte frumoasă care de atunci până în ziua de azi este o relație foarte frumoasă. O avem între noi toți, o relație de grijă, dragoste, apreciere. Și Dumnezeu ne-a înconjurat cu oameni care ne-au ajutat, au fost, au stat alături de noi. Dumnezeu ne-a netezit calea în toate. Și cel mai mult că Dumnezeu mi-a descoperit Evanghelia și am fost născut din nou și acum sunt copil al lui Dumnezeu și sunt slujitor în Evanghelie. De aceea încetează să fii supărat pe Dumnezeu. El este suveran. El nu ne este dator cu nimic absolut, Dumnezeu. Nu avem, nu trebuie să fim ca copiii cei mici. Ați văzut copil mic care i-ai dat o jucărică să se joace și după aia el începe a striga și a face scandal că el, dacă vrei să iei jucărica înapoi, el face scandal și el e supărat. Nu spune mulțumesc pentru că s-a jucat un om matur, invers, spune mulțumesc, mi-ai dat ceva, m-am folosit și când îți întorc înapoi, mulțumesc pentru că m-am folosit de lucru cu tare. M-am bucurat de lucru cu tare, de care m-am folosit. Dar copilul mic nu face așa. Copilul face scandal mare și el vrea, el își asumă că e a lui lucru. De acum îi aparține lui. Îi aparține lui și nu, nici cum. Ei, nu se poate așa să fim. Trebuie să fim oameni maturi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat, să recunoaștem că El este Dumnezeu și noi suntem oameni și El nu ne este dator cu nimic și toate lucrurile care le primim, le primim din bunătatea, din mila Lui. Așa că să ne ajute Dumnezeu să ne purtăm și noi cu maturitate și să nu mai fim supărați pe Dumnezeu. Și cel mai important, încă o dată vreau să accentuez, dacă nu ești născut din nou, atunci grăbește-te să te naști din nou. Atunci gândește că Dumnezeu are milă față de tine și bunătatea Lui, îngăduința Lui, îndelunga Lui răbdare te îndeamnă la pocăință. De aceea, dragul meu, grăbește-te, pocăiește-te și urmează-L pe Domnul nostru Iisus Hristos. Scrie-mi, te rog, la comentarii ce decizii ai luat după ascultarea acestui video.